Salutare! Eu sunt Radu și, dacă mă uit pe Facebook, văd că s-au cam fumat, frate, glumele alea cu căutatul în zadar al coloanei vertebrale pe remeneul șefului suprem de la partid. Deși începuseră bine și chiar aveau potențial. Dacă i-au găsit sau nu coloana vertebrală a lui Dragnea pe imaginele de la rezonanță magnetică, e mai puțin important. Mai important este că din momentul în care ne trezim într-o dimineață și ne îndreptăm de șale, știm sigur că perioada haiduciei a cam trecut. Și urmează o lungă băicăreală moșnegească cu dureri de spate, care încep undeva prin prima tinerețe, adică pe la 20 de ani, și se termină odată cu debutul de Alzheimer, atunci când o să te doară spatele că te-ai aplecat, dar nu ai să mai ții minte ce trebuia să ridici de jos. Îți mulțumesc că te uiți la acest canal și mai ales la acest videoclip și dacă nu ai făcut-o deja, apasă butonul de abonare sau pe iconița cu plămânii din dreapta jos și atinge clopoțelul pentru a nu pierde următorul clip de maximă importanță pentru siguranța națională. Domnul Dragnea, suntem atenți? Începem? Oameni buni, peste 50% din prezentările în cabinetele medicilor de familie din întreaga lume sunt pentru dureri de spate și nu orice fel de dureri de spate, cele lombare, șalele. Nenorocirea care lovește poporul nostru muncitor peste măsură, fie că a lucrat cu fizicul, fie că a lucrat cu psihicul și a stat în picioare sau a lucrat și cu fizicul și cu psihicul, că s-a chemat doctor, adică durerile de șale sunt atât de frecvente încât cei care le-au experimentat în forma lor cronică, adică s-au obișnuit să-i doară spatele în anumite circumstanțe, le integrează în viața lor ca pe niște lucruri normale. La polul opus există persoane care bagă analgezice și antiinflamatorii în continuu, sperând ca într-o zi să le treacă. Problema e că în ziua aia, când le trece, vine la pachet însă un ulcer perforat, a cărui durere te fac să uiți de durerea de spate și fugi de urgență la spital. Problema consumului necontrolat la liber de medicamente antiinflamatoare și antidurere în general, care, apropo, se vând la liber în farmacii, este atât de complexă și de nocivă încât merită menționată astăzi, dar dezbătută într-un clip viitor, dedicat. Apropo, contorizează cineva toate promisiunile astea ale mele cu clipurile viitoare? Ține cineva o minută, domnule, sau ne jucăm de-a instituției aici? Ca să înțelegem de ce ne doare spatele, luați vă rog o foaie de hârtie și un creion și notați. Nu, glumesc, priviți. Adică, dăm lucrarea la final. Spatele, regiunea posterioară a corpului uman, este responsabilă pentru marea majoritate a durerilor cronice din viață. Dacă te doare spatele, să știi că nu ești singur. 80% din populația adultă a globului are la un moment dat dureri de spate, indiferent de sex. Ceea ce înseamnă că nu neapărat musculatura dezvoltată a bărbatului și oasele lor mai lungi sau mai groase au vreo influență asupra durerilor, ci mai degrabă acestea sunt date de posturile vicioase, accidente și, nu în ultimul rând, efectele vârstei asupra coloanei vertebrale. Știu că toată lumea se pricepe, din nou nu cred că va cădea fața nimănui când o să audă asta, dar în aproximativ 90% din cazuri, durerile de spate sunt datorate coloanei vertebrale și musculaturii adiacente. Și cea mai frecventă localizare a durerilor de spate este regiunea lombară, șalele, cum spuneam mai înainte. Coloana vertebrală este alcătuită din vertebre și discurile intervertebrale. Vertebrele sunt structuri osoase, dure, însă discurile sunt niște discuri dintr-un țesut cartilaginos, moale, care oferă flexibilitate, fiindcă datorită lor coloana se poate arcui și îndoi fără probleme, dar oferă și protecție vertebrelor, comportându-se ca niște amortizoare în momentul în care apare un traumatism. Gândește așa, dacă nu ai avea discurile intervertebrale, în momentul în care ai căzut în fund, ți s-ar fisura întreaga coloană, de jos până sus. Așa cum este construit corpul uman și nevoia de a rămâne într-o poziție bipedă, face ca această presiune, atât cea a greutății în timpul statului în picioare, dar și cea datorată de schimbările centrului de greutate în timpul mersului sau alergatului, să fie pe coloana lombară. Această mică porțiune a coloanei vertebrale, alcătuită din doar 5 vertebre, susține toată berea, șaorma și micii pe care îi poți mânca și te și împiedică să nu te răstorni atunci când te-ai umplut. Orice presiune suplimentară, fie că este dată de adăugarea de greutate atunci când cărăm lucruri, fie că este dată de oboseala mușchilor paravertebrali, adică cei aflați de o parte și de alta a coloanei lombare, duc la dureri de spate. Rolul mușchilor lombari, pe lângă a ține toată structura în picioare, este și de a ușura, dacă vreți,
presiunea asta de pe coloana lumbară, mai precis tensiunea acestora permanentă atunci când stăm în picioare, reduce presiunea de la nivelul vertebrelor, fiindcă altfel... Ei bine, aici am vrut să ajungem. Vedeți aceste găuri? Impropriu spus găuri, dar de dragul discuției o lăsăm așa. Prin aceste orificii formate prin suprapunerea vertebrelor, ies nervii care transmit impulsuri nervoase de la măduva spinării și de la creier, coordonând mișcările mușchilor și de la piele, oase și mușchi, ducând semnalul înapoi către coloana vertebrală și către creier. Această transmisiune este în ambele direcții, tot timpul și în teorie nu se oprește niciodată. E ca și cum coloana vertebrală ar fi fibra optică de internet care, să zicem, că intră la tine în bloc. Iar nervii sunt firele de cablu care fac legătura dintre magistrala aceasta de fibră optică și calculatoarele din fiecare apartament. Prin intermediul acestor cabluri, calculatoarele primesc date de la site-urile alea de ochiate pe care le accesez și de asemenea transmit date atât către site-uri cât și către router sau către switch. Ei bine, dacă unul dintre aceste cabluri este presat o perioadă de timp, el va funcționa până într-un punct când face un scurt circuit și ori nu mai merge internetul deloc, ori merge cu întreruperi. Cam așa se întâmplă și cu nervii care ies prin orificiile acelea formate de coloana vertebrală. Musculatura și discurile țin coloana vertebrală aliniată și o protejează, o unesc, făcând-o să se miște unitar, întocmai ca burduful de la mijlocul autobuzelor. Datorită cedării musculaturii, a posturii, a rupturii sau devierii unui disc intervertebral pot apărea traume ale nervilor și apare durerea sau chiar, în cazurile grave, imposibilitatea funcționării unui membru sau unei regiuni mai mari. Cea mai frecventă afecțiune de la nivelul coloanei vertebrale și cea mai frecventă cauza a durerilor lombare este hernia de disc. Bine, de fapt este hernia de disc intervertebral, dar detalii. În medicină, o hernie înseamnă când ceva, un organ sau un lichid care stă în mod normal într-un spațiu bine delimitat, trece de acel spațiu printr-o fisură. Exemple pe care să le fi auzit sunt multe. Hernia abdominală, când intestinele trec din sacul peritoneal, hernia inghinală, când intestinele cad în, inghinal, hernia hiatală, când stomacul se enervează și intră în torace și hernia de disc. Ca să înțelegem, mergem mai în amănunt cu disecția discului intervertebral. Am spus că acesta este, ei bine, un disc cartilaginos, elastic, foarte asemănător cu o gogoașă umplută. Adică are un exterior mai dur și un interior gelatinos, care îi dă posibilitatea să absoarbă șocuri și să fie flexibil. Stând între două vertebre, acesta suportă multă presiune. Cu cât este mai jos situat pe coloana vertebrală, cu atât este mai gros, dar suportă și o presiune mai mare. Ei bine, dacă presiunea asta la un moment dat devine prea mare, gogoașa se rupe, de obicei în spate, și gelatina aceea curge în canalul vertebral, apăsând pe nervi și, în funcție de dimensiunea dezastrului, cauzând durere sau, mai rău, paralizie. De ce se rupă înverișul acela al discului? Păi, tocmai ce am spus, crește presiunea. Acest fapt se datorează, în primul rând, posturii greșite. Omul nu este făcut să stea prea mult timp într-o singură poziție, mai ales dacă această poziție înseamnă încovoiat deasupra unei tastaturi 8 ore în continuu. Datorită curburii coloanei vertebrale, discul intervertebral este presat mai mult în partea din față și se va rupe împroșcând în spate gelatina. Am amintit și de musculatură. Dacă aceasta cedează de la prea mult stat în picioare, fiindcă mușchii obosesc și pot să doară ei înșiși datorită oboselii, nu mai preiau suficientă presiune de pe coloana vertebrală și din nou. Așadar, astăzi am mai învățat ceva despre durerile de spate și, zic eu, suntem în măsură să-i oferim domnului politician câteva sfaturi prețioase pentru viitor. Postura este foarte importantă, mai ales dacă ai un serviciu care te face să stai pe scaun, aplecat pentru mult timp. La fiecare oră ridică-te în picioare și fă câțiva pași. Este foarte important să o faci pentru că detensionezi coloana și pentru că faci și o pauză de la ce lucrezi. Când începe să te doară spatele, cel mai probabil presiunea este prea mare. Fie au obosit mușchii tăi lombari și atunci trebuie să-i întinzi și să-ți schimbi poziția, fie presiunea pe discul intervertebral este suficient de mare și ești în pericol.
ridică-te pentru câteva minute și apoi așează-te înapoi. Vei lucra și mai bine dacă faci o pauză. Dacă te doare spatele constant, deși nu faci nimic diferit față de ceea ce făceai deja, scapă de câteva kilograme în plus și tonifică-ți musculatura. Aici nu e loc de ori una, ori alta, ci doar de amândouă. Oboseala musculară apare atunci când pur și simplu mușchii aceia nu mai pot prelua tensiunea acumulată și ei trebuie lucrați și presiunea scăzută. Așadar, dacă te doare spatele și ești sedentar, știi ce ai de făcut. Un sport ca notul sau alergatul ușor tonifică musculatura spatelui și te ajută să și slăbești. Evită să ridici greutăți mai mari decât ești tu obișnuit înainte de a-ți încălzi musculatura. Eu știu că vrei să o impresionezi pe Ramona smulgând butelia și sacoșa de cartofi și alergând cu ele în bucătărie, dar asta nu face decât să prindă musculatura ta nepregătită și contractura bruscă să stoarcă un disc intervertebral sau, mai rău, să capeți o contractură musculară suficient de puternică astfel încât să te încheie Ramona la șireturi pentru următoarele 2-3 săptămâni. Dacă simți furnicături în degete, amorțeli în picioare sau chiar dureri, inclusiv atunci când stai întins, asociate sau nu cu dureri de spate frecvente, mergi de urgență la un medic, fiindcă hernia de disc este una dintre cele mai ușor de tratat boli din sfera neurologică și depistarea ei în timp poate amâna sau chiar elimina operația. Spatele te mai poate durea și de la anumite anomalii ale coloanei vertebrale, cum ar fi niște creste osoase datorate tot pozițiilor vicioase, când mușchii au tras de o regiune mai mult decât trebuia. Acelea vor irita atât mușchii cât și nervii din jur și îți vor da dureri. Există tratamente și exerciții de recuperare, dar mai important, mai întâi trebuie să diagnosticat de un doctor. Sigur, spatele poate să doară și de la rinichi sau de la alte afecțiuni, dar asta tot un doctor poate ști. Diagnosticul se poate pune simplu printr-o explorare numită imagistică prin rezonanță magnetică. Adică ești introdus într-un magnet care, apropo, se presupune că are și un oarecare efect de calmare a durerii. Există terapia cu magnetism, dacă nu mă crezi, caută pe net. Datorită câmpului electromagnetic, atomii de apă din corpul tău oscilează și aparatul detectează această oscilație, reușind cu ajutorul unui supercomputer dat de extraterestri să reconstruiască foarte fidel organele din corp, mai ales creierul, mușchii și oasele. Cele în care există aer, plămânii, intestinele sau creierul unora nu pot fi vizualizate prea bine. Explorarea nu doare și durează aproximativ 30 de minute. Oameni buni, cam atât pentru astăzi. Sper să nu experimentați niciodată dureri de spate sau, mă rog, dacă le experimentați, să fie cât mai târziu. Să știți că ele pot fi tratate și legănându-te într-un hamac pe o plajă de la tropice, așa că vă rog, trimiteți-mi și mie o poză de la baza de tratament unde v-ați dus. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări și dați un like clipului ăsta dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut, dați un dislike, știți bine, nu mă supăr. Dacă vă place munca mea patriotică pe acest canal și aveți de unde lipi un banc pe fruntea lăutarului, deveniți patronii acestui canal pe contul de Patreon, link în descriere. Să aveți zile serene și să fiți sănătoși! Pa!